Procuratura Generală examinează sub aspectul trădării de patrie acțiunile mai multor politicieni care au creat duminică la Moscova blocul Victorie. Despre asta a anunțat procurorul general interimar Ion Munteanu în cadrul unei emisiuni de la ProTV. Unii juriști susțin însă că declarațiile lui Munteanu nu sunt bazate pe fapte, iar afirmația sa ar avea tentă politică. Mai multe experții constituționaliști sunt de părere că cei care au plecat la Moscova nu pot fi învinuiți de trădare de patrie. Potrivit lui Munteanu, acțiunile politicienilor care au creat blocul Victorie la Moscova sunt percepute ca o amenințare la adresa securității statului. Din punctul nostru de vedere, această acțiune cu siguranță și are tendință de atentare la securitatea statului și este o altă manifestare a grupului criminal Șor. Deci vreau să vă asigur că atât Procuratura, cât și organele de urmărire penală și organele de securitate a statului au în vizor foarte clar toate acțiunile care se întâmplă în raport cu participarea politicienilor noștri în Moscova și la timp potrivit fiecare acțiune va fi calificată. Munteanu susține că procurorii examinează Congresul de la Moscova sub aspectul trădării de patrie. Se examinează și această componență de infracțiuni în raport cu evenimentele care, la care asistăm cu toții. Inclusiv se examinează și această posibilitate de către procuratură. De cealaltă parte, expertul în drept constituțional, Teo Cârnat, susține că declarațiile lui Munteanu trebuie să se bazeze pe fapte. Dacă în acțiunile politicienilor sunt elemente care pot fi puse la baza trădării de patrie, dar aceste elemente sunt legate de probe, informații, planuri, crearea unor grupuri speciale, înrolarea în armata sau sub agentura statului străin, atunci are tot temeiul legal de a porni astfel de dosare trădare de patrie. Dar dacă sunt anumite acțiuni de natură politică, a unor politicieni care pleacă în străinătate, acțiunile politicienilor nu pot fi încadrate sub componența respectivă de infracțiune. S-ar putea ca astfel de acțiuni să fie numai de natură politică din partea Procurorului General, adică să toarne apă la moară mai Sandu sau Pasului, ca să arate precum că unii politicieni au trădat patria și aceasta o face Procurorul General concertat cu puterea ca să ridice mingea la fileu în perioada campaniei electorale. De aceea Procurorul General, pentru a nu fi învinuit de concertare sau de a nu fi învinuit că face politică pentru PAS, trebuie să se abțină de astfel de la astfel de declarații și se acumuleze probe și atunci când sunt probe și se va prezenta dosarul în instanța de judecată, atunci s-ar putea să vorbească. Dar așa s-a pus carul înainte boilor, dar fără a avea anumită finalitate pe dosarele date. Iar expertul Alexandru Cuznețov a calificat afirmațiile procurorului general interimar ca fiind îndreptate luptei politice pentru putere în favoarea actualei guvernări. În primul și în primul rând, trebuie să fie fapte îndreptate împotriva statalității Republicii Moldova sau a statului, că această infracțiune există mai multe state. 1. 2. Trebuie să ducă urmări grave sau trebuia să aducă urmări grave, adică pe viitor care există, și inclusiv să avem și partea materială, adică un obiect bine determinat și acțiuni bine determinate în situația dată. Dar faptul că omul a decis, o persoană, nu contează, X, Y, Z, să ducă în Franța, fie la un monument, la o paradă, în Rusia, în Statele Americii, chiar nu văd momentele date care sunt. Există chiar și o absurditate în cazul de față. Noi susținem Ucraina și războiul dus prin drepta Rusiei împotriva Ucrainei, dar nu atragem atenția și partenerii noștri. Oare partenerii noștri, fie aceiași europeni, americani, nu duc tratative mai departe cu Rusia, nu mai au legături de pe linia, spunem, ambasadilor sau consulatelor, tot așa mai departe. Da, într-adevăr, eu stabilit niște momente de sancțiuni, dar este mai departe comunic cu acest stat. Această cauză și aceste fapte care sunt îndreptate, nu văd chiar fi într-adevăr elemente fracționale, văd mai mult acțiuni politice îndreptate
împotriva luptei, spun politici, pentru putere, mai ales că nu uităm că în, în viitor apropiat avem alegeri și prezidențiale și există într-adevăr și interesul unor subiecte de a susține o latură politică față de altă latură politică. Juristul Pavel Midrigan susține că nu vede circumstanțe pe care legea le prevede pentru trădare de patrie. Da, s-au dus aceste persoane în altă țară. E dreptul lor să plece. Da, au o altă opțiune. Asta iarăși este dreptul cetățeanului să aibă opțiune. Că vrem integrare europeană, sau vrem cu China, sau vrem cu Turcia, sau vrem cu nu știu cine. Păi asta e dreptul cetățeanului să aibă opinia sa asupra viitorului țării. În ce constă trădarea? Nu văd niciun temei și eu consider că oarecare acțiune penală nu are nicio izbândă. Conform articolului 337 din Cod Penal, trădarea de patrie este faptă săvârșită intenționat de un cetățean al Republicii Moldova în dauna suveranității, inviolabilității teritoriale sau a securității de stat și a capacității de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de parte a dușmanului, spionaj, divulgarea secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, precum și acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova. Potrivit legii penale, faptele de trădare de patrie sunt pedepsite cu închisoare de la 12 la 20 de ani. Totodată, Constituția Republicii Moldova, articolul 41, aliniatul 1, garantează dreptul cetățenilor țării de a se asocia liber în partide și în alte organizații social-politice. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor și, în condițiile legii, participă la alegeri. Articolul 27 prevede că dreptul la libera circulație în țară este garantat, iar oricărui cetățean al Republicii Moldova se garantează dreptul de a se stabili sau de a rămâne în orice localitate din țară, de a părăsi țara, de a emigra din aceasta și de a se întoarce în ea. Amintim că 5 partide de opoziție din Moldova s-au reunit în blocul Victorie pentru a lupta împotriva acțiunilor Partidului Puterii de la Chișinău. Un acord în acest sens a fost semnat duminică în cadrul unui congres desfășurat la Moscova. La evenimentul de constituire a blocului au participat membri ai partidelor Renaștere, Șansă, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Victorie și ai partidului interzis Șor. La eveniment au fost prezenți Bașcanul Găgăuziei, Evgenia Guțul și președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov. Potrivit forțelor de opoziție din Moldova care au participat la congres, blocul Victoriei este orientat spre democrație, libertate de exprimare și creație și relații de bună vecinătate cu Rusia. Pe lângă activitatea politică, acesta intenționează să realizeze proiecte umanitare și educaționale. Blocul își va desemna candidatul la alegerile prezidențiale.